Dacă nu s-a mai vorbit de zile bune despre ispită, iată că astăzi am avut un material pe acest subiect și băieții au adăugat niște nume noi. Stelian spunea că ar putea fi Raul ispita pentru că merge destul de des la medic, de mai multe ori pe zi. De asemenea, au pus-o pe listă și pe Diana și zice Alexandru că dacă e Diana pe care nu a bănuit-o nicio secundă, atunci jos pălăria. Dar și Mihai era pe listă și atunci el a încercat cumva să se scuze, să, să se apere de această acuzație între ghilimele că ar fi Ispita. A zis că Ispita, dacă voia să fie, putea să meargă la o altă emisiune și dacă i s-ar fi propus asta, nu ar fi acceptat. Nu-l interesează cine este și se știe ea cine este această Ispită. Iar Rareș a spus că fix asta ar spune o Ispită.